Evenimentele din 1989 nu s-au manifestat câtuși de puțin în același mod pe întreg teritoriul țării. În cea mai mare majoritate a orașelor nu s-a întâmplat mai nimic, iar dacă oamenii nu ar fi avut acces la informațiile transmise la radio și televiziune, nici nu s-ar fi știut că regimul Ceaușescu a căzut. În schimb, în 18 localități declarate martiri s-au înregistrat 1166 de victime dintre care 271 în perioada 17-22 decembrie 1989. Fără doar și poate, printre cei care au analizat evenimentele de atunci și natura lor, există un consens potrivit căruia prăbușirea comunismului la noi a stat sub semnul scenariului extern în aplicarea căruia furia populară spontană, generată pe fondul nemulțumirilor față de regimul lui Nicolae Ceaușescu, a avut un rol important și a dat Aparența de Revoluție. Ca în orice evenimente de stradă de acest gen, violențele au fost posibile în stil mare, cu atât mai mult cu cât scenariul aplicat a prevăzut provocarea de confruntări între armată și securitate, precum și între populație și trupele Ministerului de Interne, care să se soldeze cu pierderi de vieți omenești. Cine a provocat aceste confruntări? Ipoteza unui scenariu cu iz revoluționar bine stabilit a început să se verifice de la începutul anului 1990. Una din componentele acestui scenariu constituie atribuirea rolului de teroriști unor persoane nevinovate. Sibiu, Timișoara sunt câteva din coordonatele acestei sinistre farse la care oameni dintre noi au fost condamnați la ani grei de temniță doar pentru faptul că erau mai necesari acolo decât în libertate. Pornind de la aceasta, reporterii Alexandru Coman și Mirel Curea au realizat în iunie 1990 un reportaj anchetă la Alba Iulia și Cugir. Orașul Cugir s-a numărat printre primele orașe care în ziua de 21 decembrie a început ceea ce mai târziu avea să se numească Revoluția din Decembrie. Spațiul final de concentrare al democrației a fost curtea miliției din orașul Cugir, aflată în imă de ata vecinătate a spitalului Orășenesc, detaliu important, după cum se va vedea. După câteva ore de demonstrație pașnică, la miliție a sunat prima alarmă. Demonstranții incendiaseră primăria și apartamentul primarului concomitent, librăria, apartamentul directorului de la oficiu de gospodărie locativă și locuința secretarului de partid de la întreprinderea mecanică Cugir au fost devastate și jefuite. Din acel moment, cadrele miliției și securității din Cugir au comunicat starea de fapt la Alba Iulia, de unde au fost trimiși în ajutor câțiva ofițeri de securitate. Ca răspuns la cererea manifestanților ajunși în fața sediului miliției, de a se constitui o formă de dialog, Comandantul miliției a încercat să iasă la o fereastră și a apucat doar să spună miliția este cu poporul. Dialogul încercat a ieșuat sub o poaie de pietre urmate de cârpe îmbibate cu benzină aprinsă și sticle incendiare. După incendierea parterului și extinderea focului în întreaga clădire, în jurul orei 18 a răsunat prima rafală. Există dovezi certe cum că aceste focuri au venit din clădirea Maternității Spitalului, aflată în apropiere și nu din sediul miliției. Scena corespunde până la identitate cu evenimentele din Sibiu, Cluj și Timișoara. Peste tot s-a dorit atragerea organelor Ministerului de Interne din aceste orașe într-un conflict violent creat artificial între demonstranți și ceea ce în concepția acestora reprezentau forțele de represiune. După deschiderea focului din locul menționat, violența demonstranților a crescut până la paroxism, aceștia încercând să pătrundă în sediu miliției. Din clădirea total incendiată s-a răspuns la început cu foc de avertisment tras în aer și mai târziu, când deja manifestanții forțaseră intrarea, cu foc direct. Demn de reținut este faptul că după încetarea evenimentelor s-au numărat 41 de răniți și niciun decedat. Doctorul Ion Dobocan, șeful secției chirurgie a spitalului din Cugir, cel care a operat răniții din data de 21 decembrie, a relatat că o bună parte a acestora erau împușcați din lateral spate sau din spate, adică din direcția clădirii maternității, unde își avea un birou, ofițerul del contrainformații, ceistul uzinei de armament, întreprinderea mecanică Cugir, majorul Ion Cârstoc. Arestat în data de 23 decembrie de către armată, ofițerul avea să se sinucidă în arestul improvizat într-o cameră din clădirea administrativă a întreprinderii mecanice Cugir. Cheia de la acea cameră era deținută de un reprezentant local al Frontului Salvării Naționale. Modul în care s-a sinucis pare cel puțin straniu deoarece a făcut-o prin spânzurare cu cureaua de la pantalon de o țeavă a aflată la circa 60 de centimetri de podea. Potrivit anchetatorilor, crimele din Cugir sunt unele dintre cele mai grave pe care le-au întâlnit în carieră. Deși cercetările în acest caz au început imediat, ele au fost abandonate în scurt timp din cauza presiunilor făcute. Reluate ani mai târziu au dus totuși la condamnarea principalilor criminali. Popa Alexandru, zis Pampa, cel care a mâncat din cadavrul comandantului miliției Cugir, capitanul Pop Valentin, s-a sinucis în 1993.